Confecționăm românește este o încercare de a identifica modalitățile de valorificare la maximum a potențialului României în domeniu. Prezentă la eveniment, Elena Udrea a spus că va face tot posibilul ca președinte pentru promovarea brandurilor românești din confecții și asta pentru că sunt de foarte bună calitate și trebuie să reprezinte un reper pe harta modei internaționale. Ideea acestui eveniment nu a venit din cauza perioadei politice în care ne aflăm, ci în urma unor nenumărate vizite pe care le-am făcut în fabrice de confecții din România. Fie că erau branduri românești, fie că erau fabrici de lon. Am întâlnit aceleași femei preocupate să-și facă treaba foarte bine, mii, zeci de mii de femei la nivel național, 320.000 de femei care lucrează în industria aceasta de confecții din România. Și am întâlnit același patronat îngrijorat de situația în care se află, de lipsa de susținere din partea statului de-a lungul timpului, ca să nu se creadă că acuz doar o anumită guvernare, într-un domeniu în care atât de multe femei și-au găsit un loc de muncă. Așa că încă din 2012, de când la colegiul meu din Roman am vizitat primele fabrici de confecții, am înțeles care sunt principalele probleme ale acestei industrii. Fie că vorbim de persoanele care sunt angajate, fie că vorbim de angajatori. În calitate de candidat la președinția României, Elena Udrea și-a asumat angajamentul de a elabora un sistem de facilități și de remunerare corectă pentru persoanele care lucrează în această industrie. Deci vreau să vă asigur că lucrurile pe care vom decide că este necesar să le facem pentru a sprijini acest segment al industriei, industria de confecții, mă voi bate până la capăt să le și punem în practică. Vă încurajez să continuați, oricât ar fi de greu, să considerați că nu sunteți singure. Vă felicit pentru că sunteți femei și faceți o muncă deloc ușoară. Faceți o muncă foarte frumoasă. Vă doresc succes și vreau să știți că până la capăt voi rămâne alături de noastră până la capăt. Candidatul PMP la funcția de președinte al României a subliniat necesitatea promovării produselor autohtone. Spune că încurajează românii să opteze mai des pentru creațiile made in Romania.